Continuăm jurnalul. Cei de la AUR se agață din nou de tema vaccinării obligatorii, o temă care nu există, dar care, crede George Simion, îi poate aduce voturi și noi simpatizanți. Așa că a organizat un protest în fața Ministerului Sănătății, unde s-au strâns câteva sute de oameni. Dezbaterea ministrului Sănătății cu privire la schema de vaccinare a creat reacții dure în rândul simpatizanților AUR și nu numai. Oamenii strânși în față au strigat timp de mai bine de 4 ore și au cerut demisia ministrului Rafila. În fruntea protestanților se afla George Simion, președintele partidului. În momentul ăsta în România vaccinarea nu este obligatorie. Noi vrem să transmitem un mesaj clar. Vaccinarea trebuie să fie la opțiunea fiecăruia, nu trebuie să fie obligatorie, nu trebuie să fie impusă printr-o metodă sau alta. La protest au participat sute de oameni. George Simion și-a exprimat nemulțumirea față de autoritățile statului care nu le permit parlamentarilor AUR să participe la dezbaterea de la Ministerul Sănătății cu privire la schema de vaccinare. Au venit oameni în stradă, mulți strigă Rafila demisia. Eu vreau doar atâta, să ne garanteze domnul Rafila că nu merge mai departe cu 95% țintă de vaccinare. De asemenea, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a adăugat că noua lege ar limita libertatea cetățenilor. Noua lege pe care Ministerul Sănătății a elaborat-o nu face altceva decât să impună obligativitatea vaccinării și, mai mult decât atât, să ne pună într-o situație imposibilă în caz de declanșarea unei noi pandemii, justificate sau nu, moment în care nimeni nu va mai putea să se sustragă, să spunem așa, vaccinării obligatorii, indiferent dacă ea va fi făcută cu un ser experimental sau cu unul care deja și-a dovedit efectele benefice. Unii dintre manifestanți au dus la extrem protestul și au purtat măști ca să-și transmită dezacordul privind schema de vaccinare. A venit aici că venim de nenumărate ori, venim chiar de vreo 4 ani de zile și acești oameni n-au înțeles ce înseamnă vaccinul. Vor să ne manipuleze de nou după ce au murit mii de oameni în România. De ce suntem nemulțumiți? Pentru că se pregătește, se tatonează terenul instaurării unei dictaturi medicale. Eu nu mă opun vaccinării, eu mă opun obligativității vaccinării și mă opun politicilor prin care se implementează prin această strategie națională de vaccinare.